Divizia de Argeș programează în acest sfârșit de săptămână meciurile rundei a doua, meciuri ce se vor disputa sâmbătă pe parcursul mai multor ore, după următorul program. De la ora 11, ACS Poiana Lacului, ACS Costești și Rești, Speed Academy Pitești. De la ora 15, CSC Suseni, Juventus Bascov. De la ora 16, CS Mioveni, le Repitești și Victoria Buzoești, Energia Stolnici. Iar de la ora 17, ACS Inter Câmpulung, Sporting Pitești și viitorul bârla, ACS Bălilești. CS Rucăr va sta. Așadar, două dintre reprezentantele zonei Mușcel vor juca pe teren propriu, ASL Rești de la ora 11, în meciul de debut în acest eșalon, în fața propriilor spectatori și ACS Inter Câmpulung de la ora 17, pe municipal, într-un meci în care vizează victoria pentru a rămâne în fruntea clasamentului.